Hristos a înălțat! Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Alegerile au trecut, țara cui rămâne? O bună întrebare, pentru că după alegerile europarlamentare, toată lumea pare să se concentreze, tot spațiul politic, înspre jocurile de culise, înspre jocurile de putere, înspre jocurile politice de la nivel central. Sigur, în această perioadă, România este pe de o parte măturată de ape, un val de ploi, așa cum nu s-a mai întâlnit de multă vreme la nivel național. Pe de altă parte, sigur, problemele unei țări care șchioapătă, așa cum am văzut nu de puține ori atunci când vine vorba să ne comparăm cu alte țări din Europa. În acest context, sigur că și în Valea Jiului apele sunt tulburi și nu doar apele Jiului, ci și apele politice. După ce pe 26 mai am văzut că oamenii Văii Jiului sunt statornici din punct de vedere politic, votând ca și în 2016. Sigur, mult se așteaptă acum, guvernarea fiind încă a Partidului Social Democrat, acestei zone să îi se dea ce îi se cuvine, știut fiind faptul că județul Hunedoara reușește să fie singurul județ din Ardeal roșu datorită voturilor din Valea Jiului. În aceste condiții, cred că liderii social-democrați ar trebui să se uite cu luare aminte la ceea ce se întâmplă în Valea Jiului și să întoarcă oamenilor de aici încrederea pe care aceștia le-au acordat-o. Primarul municipiului Lupeni, domnul Lucian Rezmeriță, în această după-amiază, în studioul Mondo TV. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și bună ziua tuturor telespectatorilor! Alegerile trec, țara cui rămâne. Cum a fost această perioadă de după 26 mai? A fost într-adevăr o perioadă de analiză, a fost o perioadă în care am stat, ne-am gândit, am analizat, am luat fiecare zonă, să spunem așa, în parte, am făcut diferite analize, dar să știți că, în general, am văzut și pe la televizor, am văzut multe discuții, fiecare om politic am analizează în funcție de ceea ce îi convine mai mult. Cei care sunt de la PNL spun că este, să zicem, o reușită pentru ei, că sunt pe primul loc, dar eu vreau să le spun că nu este o reușită dacă luăm în condiții și luăm în comparație ceea ce s-a întâmplat acum 5 ani de zile la europarlamentare. Cei de la PSD consideră că este într-adevăr un moment mai greu, dar dacă adunăm și voturile pe care le-a avut pro-România, care sunt convins că sunt voturi tot de stânga, care au fost rupte practic din PSD, atunci reprezintă același procent pe care noi l-am avut și acum 5 ani de zile la europarlamentare. Ceea ce este foarte clar pentru toată lumea este că singurul, să spunem, partid care a reușit să aibă un progres mare în această perioadă de timp sunt cei de la USR. Că este explicabil, că este inexplicabil, concluzia este că acest partid este într-adevăr într-o creștere. Acum noi încercăm să analizăm de ce, ce s-a întâmplat, dacă se dorește un alt tip de politică, dacă acei oameni sunt văzuți bine, dacă au avut ceva rezultate deosebite de-a lungul perioadei lor de timp, dar din punctul meu de vedere, analizând și uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat acum 5 ani de zile, PNL-ul a avut împreună cu PDL-ul și împreună cu Mircea Deacu, care din punctul meu de vedere a reprezentat la momentul respectiv o parte de dreapta, adică el nu a luat din punctul meu de vedere sau foarte puțin de stânga, adică referitor la PSD, ei au avut undeva la 34,7% și astăzi ei au avut doar 27% și consideră că ar fi o mare victorie pentru ei. Pe când PSD-ul la momentul respectiv a avut într-adevăr 37% procent, dar a avut împreună cu două partide. Adică am avut alături de noi atunci UNPR-ul și am avut alături de noi PC-ul, care nu poate au avut rezultate, nu știu, de 10% procente, dar fiecare a avut câte un 3%, 3,5%. Și dacă analizăm la momentul respectiv, PSD singur avea un procent de 30%, ceea ce și astăzi împreună cu Pro-România, PSD-ul avea acest procent. Într-adevăr, trebuie să ne gândim la multe, vedem multe zone care erau roșii, poate la un moment dat și astăzi nu au fost, dar
dar trebuie să vedem că sunt și zone ca și Clujul, ca și Timișoara, unde a câștigat USR-ul, ca și Bucureștiul, de sunt și aceste zone care trebuie luate în considerare de toate partidele de pe scena politică. Într-adevăr, suntem un partid care 30 de ani de zile am dus cu bune, am dus cu rele, dar este clar un lucru că atunci când un partid este la guvernare, el suferă anumite modificări din punct de vedere a procentelor. Și ca tot timpul s-a dovedit că aceste modificări au fost în jos de-a lungul timpului. Chit că s-au luat măsuri bune, poate pentru unii, dar poate pentru alții nu au fost măsuri bune. Și atunci se creează o anumită analiză la momentul votului și fiecare om decide. Dar votul trebuie respectat, trebuie să muncim mai mult, trebuie să facem în așa fel încât să reușim să avem rezultate mai bune, atât în Hunedoara, cât și în toată regiunea pe care noi o avem. Este îmbucurător faptul că la nivel de județ noi am reușit să câștigăm alegerile cu un procent nu mare, dar nici mic. Lucrăm în continuare și din punctul meu de vedere vreau să vă spun că municipiul Lupeni este un municipiu fruntaș din România referitor la scorul pe care l-a obținut PSD. Dacă nu mă înșel, este cel mai mare scor pe care un municipiu, deci un municipiu, nu un oraș sau o comună sau altceva, un municipiu din România. Că din câte am analizat, marea parte a municipiilor, cel puțin foarte mari, au mers mult mai mult pe acest USR. Dar vreau să vă spun că și acum 5 ani de zile, poate tot aceste zone nu mergeau la europarlamentare foarte mult cu PNL-ul și cu PSD-ul, ci mergeau poate cu PPDD-ul sau cu independenții. Dar care este explicația că la alegerile europarlamentare întotdeauna a existat această tendință de a nu merge cu partidele tradiționale? Păi, în primul rând, dacă stăm și ne gândim, cei 35 de oameni care au fost aleși sunt poate 30 necunoscuți de către omul care a votat. Acesta ar fi un motiv foarte simplu, adică stăm și ne gândim, nici eu nu am cunoscut pe toți candidații, nici ai partidului meu, poate nici al partidelor celelalte, sub nicio formă nu am cunoscut. Și omul, neavând această poate interacțiune directă cu el de-a lungul timpului, adică nu a candidat, să spunem, Cristi Rezmeriță sau Nistor Laurențiu, Natalia Intotero în aceste zone pentru fiecare regiune în parte. Sunt, într-adevăr, alegerile acestea sunt atipice, sunt alegeri diferite față de celelalte. Niciodată nu o să putem să facem o analogie între alegerile europarlamentare și alegerile de președinte sau între alegerile europarlamentare și de primar. Sunt total diferite aceste lucruri. Există un nucleu în fiecare oraș, un nucleu al primarului, să spunem, nu știu de cât, în unele orașe de 20%, în altele de 40%, în altele poate de 60%. Dar, în general, aceste alegeri sunt un pic diferite de tot ceea ce se întâmplă în rândul alegerilor din România. O să vedeți că dacă ne luăm după aceste alegeri și după creșterea pe care USR-ul o să-l aibă și l-a avut, înseamnă că USR-ul va trebui să dea președintele României peste câteva luni de zile. Deci dacă am analizat din punctul acesta de vedere, creșterea pe care o au în acest moment față de parlamentare și față de acum, ei reprezintă singur o partid care a reușit să aibă un anumit excedent, așa. O alonjă foarte bună. Anvergură. Vom vedea ce se va întâmpla legat de această alianță cu Dacian Cioloș, legată de raportul cu cei de la Plus, pentru că există deja și acolo probleme. Pe de altă parte, cei de la USR sunt prudenți, nu doresc să-și asume actul de guvernare. Sigur, spune și asta ceva. Pe de altă parte, Ludovic Orban, Partidul Național Liberal, depune o moțiune de cenzură în aceste zile. Nu știm exact când o va face. Partidul Social Democrat, în urmă cu puțin timp, a luat decizia de a fi prezenți în sală în cazul unei moțiuni de cenzură, dar să nu participe la vot. Este într-adevăr discutat. Avem majoritatea, nu avem majoritatea. Cum vor în acest moment parlamentarii și senatorii, așa se va întâmpla. Cum a dorit poporul la alegeri, așa se va întâmpla. Și trebuie să respectăm lucrurile acestea. Fie că poate ne convine, poate nu ne convine, poate că este mai bine pentru noi, poate că este mai rău pentru noi. Sunt multe semne de întrebare care apar, dar eu consider și cred că nu am pierdut majoritatea în Parlamentul României. Sunt convins că moțiunea, și dacă va fi depusă, nu va trece, deoarece celelalte partide nu pot face față
de a să conducă un guvern în acest moment. Și ne uităm la programe dacă au, ne uităm la membrii pe care au. Adică eu dacă eram userist astăzi, să spunem așa, după rezultatele pe care le-am avut, adică omul mi-a dat această încredere de a merge și de a conduce România, spuneam da, da domnule, vreau acest lucru să se întâmple. Dar o dau cotită că mai vor pe Cioloș în echipa lor, că nu mai vor pe Cioloș în echipa lor. Sunt din punctul meu de vedere și ei, cred că uimiți de rezultatul pe care l-au avut. Cred că atunci când au văzut rezultatele, mă gândesc că au făcut și ochii mari și au zis, noi suntem aceia sau nu suntem noi care avem acest rezultat? Adică nefăcând nimic, era ca și PRM-ul din anii 90-2000, când nu făcea PRM-ul absolut nimic la momentul respectiv, dar erau pe locul 2 cu Ion Ilescu în alegerile de președinte. Practic a reușit să primească toate voturile care au reprezentat ura asupra partidului. Ura asupra întregului partid. Nu putem să vorbim că liderul nostru ar fi fost nu știu cum sau că noi i-am dat girul domnului Dragnea la momentul respectiv să ne coordoneze, am avut încredere în el și eu din punctul meu de vedere și-a făcut bine datoria. Noi poate, ceilalți nu ne-a susținut cum trebuie, că de obicei asta se întâmplă la partide. Partidele atunci când își pierd liderul se bucură și nu este bine lucrul acesta. O declarație curajoasă și în același timp izolată, pentru că vedem în aceste zile un exercițiu de lașitate și de ipocrizie cum rar mi-a fost dat să văd în rândul membrilor Partidului Social Democrat din structurile centrale mai ales, nici nu ajunsese Dragnea la Rahova, că iudele social-democrate deja se deziceau de acesta. Am văzut oameni care cu doar câteva ore înainte lingeau clanța președintelui Liviu Dragnea, președintelui Partidului Social-Democrat, care nu îl mai cunoșteau. Erau cu ochii în lacrimi la televiziunile care până mai ieri îi făcuseră praf și pulbere, analfabeți, proști și așa mai departe. Ei, dintr-o dată, erau acolo și vorbeau cât de rău a fost în regimul Dragnea, cât de multe probleme au avut și cât de mult au greșit în fața poporului, că s-au alăturat președintelui Partidului Social Democrat. Se vede că acești oameni sunt lipsiți de caracter, se vede că acești oameni sunt niște oportuniști, iar dacă Partidul Social Democrat va încăpea pe mâna lor, ceea ce este foarte posibil, atunci cu siguranță începe ieșirea din istorie a acestei formațiuni politice în România. De ieșit nu va ieși niciodată PSD-ul. PSD-ul va avea putere și cu siguranță nu va aluneca în mediocritate. Nu cred nici lucrul acesta. Noi ne mobilizăm bine, există tot timpul într-adevăr certul în aceste momente, nu numai într-un guvern, și într-o zonă mai mică dacă ești director de școală și atunci când directorul este dat afară există în interiorul profesorilor aceste discuții. Vă întreb, domnule primar, va vota lumea în 2016? Vă reamintesc că aceleași Liviu Dragnea, în al cărui mandat s-a obținut acest scor dezastruos pe data de 26 mai, a obținut cel mai important rezultat de la înființarea Partidului Social Democrat în 2016. Oamenii v-au votat în urma unei campanii în care ați vorbit despre stoparea abuzurilor, de exemplu. Păi, premierul României, Viorica Dăncilă, își cerea scuze că a fost abordat acest domeniu și promitea că niciodată Partidul Social Democrat nu va mai discuta despre justiție.
Da, greu de înțeles aici. Noi când am fost votați într-adevăr în 2016, am fost votați pentru un program pe care Liviu Dragnea împreună cu echipa dânsului l-a prezentat. Și din punctul meu de vedere, o foarte bună parte sau un procent foarte mare din ceea ce dânsul a promis, nu numai dânsul împreună cu ceilalți membri de partid, de la conducere, au propus, s-au făcut. Adică s-a reușit să se lucreze și pe PNDL, și pe alte chestiuni de genul acesta. A promis o creștere de salarii, există în acest moment. A promis într-adevăr pensiile că se vor mări. S-a întâmplat lucrul acesta în toată România, dar acesta este minusul care din punctul meu de vedere ne-a dus pe noi în jos. Eu, dacă am avut în programul de guvernământ, în programul nostru pe care l-am prezentat, că facem cu justiția anumite lucruri, trebuiau făcute încă din prima clipă, și aici a existat o bâlbă de-a noastră, o stângăcie de-a noastră, care poate ne-a dus un pic în jos. Adică ori dăm ceva, ori nu dăm ceva. Ori facem referitor la aceste legi ceea ce trebuia să facem și ceea ce am promis, ori nu facem. Aici, într-adevăr, a existat o bâlbă din partea noastră și ministrul Toader, dacă nu mă înșel, Tudorel Toader, și el a cam stângăcit-o, a ieșit tot timpul în presă, în fiecare zi era la televizor și tot zicea, vom face așa, a doua zi nu se întâmpla, nu vom mai face așa. A existat într-adevăr o nesiguranță și când dai dovadă ca și un partid cu forță, cu 45% sau cât am avut noi la alegeri din 2016, când dai dovadă de o stângăcie și de o nesiguranță în ceea ce trebuie să faci, să știți că inclusiv membrilor PSD li s-a pus semnul întrebării. Domnule, e bine? E rău? Adică țara deja nu era împărțită numai în două, era împărțită în trei, care doreau să se întâmple, care nu doreau și să se întâmple, și foarte mult indecis și care nu înțelegeau ceea ce se întâmplă. Și acești indeciși din mijloc i-am pierdut în aceste alegeri. S-a jucat foarte mult pe cartea aceasta de justiție. Tema principală aceasta a fost. Noi pe partidul PSD tot timpul am fost, să zicem, ne-am pierdut foarte multe voturi prin faptul că au fost arestați liderii noștri la momentul respectiv, nu știu, pe drept, pe nedrept, dar au fost arestați, lucrul acesta este clar și concret, și că am avut aceste stângăcii în justiție. Trebuia să fim mult mai hotărâți, să ieșim cu legi mult mai repede, mult mai nu știu să zic, în ierarhia în care urma sau în procedura pe care noi o aveam. Într-adevăr, nici eu nu prea de acord cu ordonanțe de urgență pentru aceste teme, că sunt niște teme sensibile, ca și cum dăm ordonanță de urgență mâine că nu se mai dă bacul în România, să vă dau un exemplu. Păi nu poți să dai o astfel de ordonanță că nu se dă bacalaureatul și că facem un alt examen pe care îl dorește nu știu ce ministru să-l facă. Aici noi am pierdut foarte, foarte multe voturi pe această stângăcie a noastră. Și incapabilitatea de a transmite oamenilor un mesaj concret până la urmă în mandatul lui Dacian Cioloș, în acel dezastruos mandat, s-au dat ordonanțe de urgență cu nemiluita. Ați avut foarte puține intervenții în care oamenilor li s-au explicat aceste lucruri și vis-a-vis de legile justiției. Într-adevăr, Tudorel Toader a făcut un joc. Vedem la acest moment că a făcut un joc, cum un joc, nu știu, poate că au făcut și oameni din proximitatea lui Liviu Dragnea, pentru că, repet, mie mi se pare șocantă atitudinea unor lideri ai Partidului Social Democrat care erau trup și suflet alături de Dragnea, erau parte din sistemul pe care acum îl reclamă, participau la luarea deciziilor. Peste tot în acel cex era unanimitate. Pe mine nu mă surprinde acum atitudinea Gabrielei Firea, pentru că ea la un moment dat a fost împotriva lui Liviu Dragnea, dar atitudinea premierului Viorica Dăncilă mă surprinde. Un om inventat până la urmă de Liviu Dragnea. Ori nu poți acum să vii și să ne spui că tu ești altceva. Cum am mai sesizat un lucru? Se avansau ipoteze prostești în rețelele de socializare că Liviu Dragnea este omul rușilor, că Liviu Dragnea este omul israelienilor, că Liviu Dragnea este omul americanilor. N-a fost omul nimănui. A plecat în Skoda aia înspre Rahova
Au și pus unii hârtie igienică pe mașină, că doar în România se poate întâmpla așa. Vedem că nu a fost omul nimănui, pentru că dacă era omul cuiva, i se salva pielea. Eu mă întreb acum ce ori spune toți cei care au turnat zoaie în rețelele de socializare, toți acești manipulatori care seară de seară ne-au vorbit despre o forță supraomenească pe care ar avea Liviu Dragnea, până la urmă s-a dovedit a fi un normal muritor, încătușat și băgat în beci în urma unei decizii a instanței pe, mă rog, un caz despre care s-a discutat prea mult ca să o mai facem noi. Acum, știți ce cred eu referitor la doamna premier Dăncilă? A intrat și ea într-un joc, că urmează congresul, la care dânsa a spus foarte ferm că va participa la președinția, să candideze la președinția partidului. Și mă gândesc că în acest moment se formează niște grupuri și niște grupulețe, cum se întâmplă în toată lumea și într-o democrație, și mă bucur că avem această democrație și că nu există o chestiune de forță prin care să se impună fără, că putea să aibă un vot de interimar, să spunem, sau putea să aibă un vot în comitetul în CEX, prin care să se voteze și putea să continue pe perioada de 6 ani de zile. Dar ne-am dorit cu toții să facem un congres, ne-am dorit cu toții să avem această libertate de a candida cine dorește la președinția partidului. Eu consider că doamna premier în acest moment transmite niște mesaje pe care le are de la susținătorii dânsei sau de la echipele care s-au format din Partidul Social Democrat. Vom vedea ce se întâmplă, dar eu, să știți că am mare încredere în Partidul Social Democrat, cred în el și vreau să vă spun că dacă s-ar întâmpla, Doamne ferește că ne dorim să se întâmple vreodată acest lucru, să fie arestat un oricare lider de partid de la celelalte partide pe care le avem noi astăzi, eu sunt convins că acel partid s-ar dezintegra în câteva săptămâni de zile. Discutabil. Noi reușim bine totuși să coordonăm și aceste momente care, vă suntem la putere, sunt convins că unii își doresc să fim dintre PSD-iștii de la nivel național, din comitetul executiv, alții nu își doresc să mai fim la guvernare. Au fiecare o mare anumită idee și anumit principiu. Alții își doreau ca să facem alegerile și congresul după 6 luni de zile, după un an, ca să nu bulversăm acum sistemul, cum este Paul Stănescu. Alții își doreau să-l facem cât mai repede. Deci fiecare partid, fiecare organizație are propria ei părere și în CEX, bineînțeles, se va lua decizia din punctul meu de vedere cea mai înțeleptă, fiindcă avem oameni valoroși, avem oameni care au guvernat bine, avem echipă închegată, avem oameni pe care zic eu că românii se pot baza, fiindcă avem rezultate bune. În afară de acea bâlbă pe care noi am avut-o în justiție și care ne-a costat astăzi poate 10%, că de aici s-a creat și ura mare a lui Victor Ponta de a pleca din partid, de aici s-au creat și alte lucruri, diaspora care, din punctul meu de vedere, să știți că a fost, din punct de vedere al alegerilor, putea, bineînțeles, să fie mai bine organizate, dar eu vă pot spune ceea ce s-a întâmplat la momentul respectiv, că am discutat cu un om care se ocupă de acest lucru. Să spunem că suntem în Barcelona, să zicem, în Spania, în Barcelona, și avem înscriși pe listele electorale undeva la 3.000 de oameni care votează, care sunt români și care doreau să voteze pentru România. Și au apărut la vot 30.000 de oameni. S-au făcut secții de votare pentru 3.000, adică legea spune că la 1.000-1.500 de oameni care sunt înscriși ar trebui să ai o secție de votare. Noi, dimpotrivă, am făcut nu numai 3 secții acolo, să zicem, în Barcelona. Acum să nu înțelegem că 3 secții sunt, poate erau 30 de secții. Dar facă o mică exemplificare. Și au venit de 10 ori mai mulți oameni decât au fost. Bineînțeles, noi trebuia poate să luăm un exemplu de la ceea ce s-a întâmplat la alegerile anterioare, de acum un an de zile, de acum 2 ani de zile, de acum 3 ani de zile, când au fost ele, și poate trebuia să luăm alte măsuri referitoare la acest aspect. Deci mi-este greu și acum să înțeleg care ar fi cea mai bună variantă, pentru că este normal ca toți românii să voteze. Este normal, dacă am această dorință de român de a vota, trebuie să votez, indiferent că mă aflu în Germania, mă aflu în Spania sau mă aflu în altă zonă, mai ales ținând cont de faptul că au fost alegeri europarlamentare, adică care vizează și pe dânsii în mod deosebit. Dar din câte am discutat, să știți, cu oameni care s-au ocupat de organizarea aceasta, nu știu. Știm
nu știm care ar fi cea mai bună soluție și cum ar trebui organizate cel mai bine aceste lucruri. În mod categoric a fost folosit din nou acest subiect. Acum, sincer vorbind, este normal să stea 2-3 mii de oameni. Este și foarte greu să rezolvi această problemă. Ați văzut cum s-au desfășurat alegerile din Statele Unite ale Americii? Nu am văzut. Mai rău. Imagini. Mult mai rău. Pe micile ecrane sunt rânduri peste tot. Sigur că existând un precedent periculos, trebuiau luate măsuri speciale. Nimeni însă nu a intuit că vor fi atât de mulți oameni la vot, cum nici în România. Nici casele de sondaj nu au intuit, nu au preconizat că numărul celor care ies din casă va fi atât de mare. În altă ordine de idei, eu nu înțeleg de ce nu ne inspirăm din legislația țărilor europene. Sunt țări unde trebuie să te înscrii dacă vrei să mergi la vot cu o perioadă înainte, să zicem, te duci și votezi. Sunt foarte mulți români care lucrează peste hotare și sigur nu au plecat acolo de bine ce le este în țară, care nu sunt declarați aici în respectivele locații, adică sunt sute de mii de oameni în această situație și atunci există acest risc. Înțeleg că au fost suplimentate, totuși au existat mai multe secții de vot decât la precedentele alegeri. Meleșcanu trebuie să răspundă la acest ping-pong. A existat și referendumul care a îngreunat mult procesul și nu s-a discutat despre faptul, mie mi s-a părut anormal când intru în secție, feciorul ăla sau doamna care îți scana buletinul să strige în întreaga secție. Votează la unul sau votează la amândouă. Da, pentru aici că fiecare om este și președinte, o acțiune de intimidare până la urmă, să știți. Este o intimitate a omului cu cine votează, sigur dacă vreau referendum sau nu vreau. Sigur referendum. Că da, mi s-a părut absolut în neregulă acest lucru. Și procesul a fost mult îngreunat. Decizia organizării referendumului s-a luat cu cât? O lună înainte. Exact o lună. Că al suprapunerii perioada, peste da. Alegerile europarlamentare. A fost un joc politic pe care președintele de ce nu vorbiți despre aceste lucruri? Președintele l-a jucat și nu a vorbit nimeni despre ele. Faptul că v-a sancționat lumea este una, că ați făcut greșeli în această perioadă. Faptul că însă au existat și aceste lucruri despre care ar trebui să discutăm este cu totul și cu totul altceva. Într-adevăr, președintele a jucat foarte bine această carte, s-a inspirat de la celălalt președinte care a fost anterior, deci din punct de vedere politic au jucat-o bine. Noi am făcut în așa fel încât să tragem cât mai tare, să muncim, dar să știți, referitor la diaspora, eu sunt de acord, cel puțin la aceste alegeri, la europarlamentare și la parlamentare, să voteze toți, dar ei trebuie să fie, cum bine a spus și noastră, trebuie să fie înregistrați pentru a cunoaște în zona respectivă câți români avem acolo, că eu dacă am înregistrat 1000 de români și mi-apar dintr-o dată 7000 de români. Este imposibil să reușesc pe listele suplimentare să-i trec pe toți acești oameni. Și vreau să vă spun că eu, ca președinte, ca responsabil al alegerilor de la Lupeni, am fost la toate secțiile de votare și la un moment dat am găsit doi oameni care erau din București și au votat în Lupeni pe listele suplimentare. Să știți că pentru doi oameni s-a stat vreo 5-6 minute, s-a întârziat ritmul de vot, deoarece până îi trecea un registru, până îi întreba la care mergi la referendum sau la europarlamentare, ce bilet vrei să-ți dau. Deci a durat vreo 3 minute de om până au reușit să completeze aceste lucruri pe listele suplimentare. Și în diaspora, dacă au venit pe liste suplimentare 1000 de oameni, păi să socotim 1000, să punem, nu știu, un minut, două minute la fiecare om, este imposibil să reușești să nu formezi aceste cozme. Pe de altă parte, există și această chestiune a USR-ului să se rezolve problema. Bun, dar cum? Eu le-aș da o lor să o rezolve. Păi și eu le-aș da o lor să o rezolve. Eu nu înțeleg în actualele condiții, dar probabil există o logică politică, de ce nu ieșiți de la guvernare? Eu dacă oamenii v-au arătat acest cartonaș galben, deși alegerile europarlamentare fac referire la Parlamentul Europei, nu au a face cu Parlamentul României. Pentru Parlamentul României se votează în 2020, s-a votat în 2016, dar dacă tot s-a pornit
acest tăvălug, dați-vă la o parte și lăsați-i să guverneze pe cei din Partidul Național Liberal, pe cei din USR. Eu v-am spus că sunt multe discuții la nivel de țară prin care unii au solicitat ieșirea de la guvernare, alții n-au solicitat acest lucru. Din punctul meu de vedere, nu știu care ar fi cea mai bună decizie pe care ar trebui partidul să o ia, dar eu consider că votul este unul care trebuie să fie respectat. Și dacă partidele USR-ul și cu PNL-ul formează în acest moment o majoritate, au 22% cu 27% împreună cu PMP-ul sau cu nu știu cu ce partide mai există, dacă doresc să facă acest lucru și dacă moțiunea va trece, cu siguranță sunt convins că vor conduce țara foarte, foarte prost. Fiindcă nu au reușit să facă, din punct de vedere politic, niciodată absolut aproape nimic pentru români. Au făcut în așa fel încât de la PNL tot pedeliștii vor fi în guvern, nu vor fi alți oameni. Și de la useriști vor fi totuși niște novici ai guvernării, niște oameni care au beneficiat de foarte multe contracte cu statul român de-a lungul timpului, adică liderilor marcanți. Cei mai importanți lideri ai USR-ului sunt oameni care s-au jucat, practic, cu fondurile primărilor din zonele respective. Se vede o nesiguranță a lor, inclusiv la faptul că astăzi mi-am dorit să am o alianță cu Cioloș și mâine nu mi-a mai dorit să am această alianță cu Cioloș, adică era să se rupă alianța chiar în timpul jocului, în timpul lunii de zile în care a fost campania. Nu și l-au mai dorit pe Cioloș, Cioloș nu și-a mai dorit pe ceilalți, adică ei sunt decimați în momentul acesta în care au o victorie, sunt decimați. Mă gândesc ce s-ar întâmpla în momentul în care ar guverna, s-ar bătea între ei și nu ar mai ști care cum să mai conducă. Cred că asta e discuția, nu știu care să fie premierul dintre ei și se ceartă acum că Cioloș vrea el, Barna vrea el, cred că Orban vrea el, cred că Latura lui Blaga vrea dânsul, cred că au prea mulți premieri și încă n-au luat această decizie. Vom vedea cine va fi premierul României. Important este că Valea Jiului este parte din tot acest puzzle și contează foarte mult ceea ce s-a întâmplat aici. Sunt foarte importante rezultatele din cele 6 localități ale Văijiului, rezultate bune pentru Partidul Social Democrat în contextul în care vedem că la nivel național nu s-a votat întocmai așa. În sfârșit se asfaltează acea porțiune care a dat atâtea bătăi de cap șoferilor, nu doar din municipiul Lupeni, din întreaga Valea Jiului, pentru că drumul național 66A este un drum tranzitat practic de toată Valea Jiului. Pentru asta și faptul că se deteriorează atât de repede are poate o explicație sau aceasta ar fi explicația. Într-adevăr, aici vreau să scot în evidență mai multe aspecte. Este un drum care ne-a dat destul de mult bătăi de cap și vreau să lămurim un lucru încă de la început. Noi am semnat un contract de finanțare de 70 de miliarde de lei cu ADR Vest acum câteva săptămâni de zile. Am citit pe diferite rețele de socializare și diferite discuții pe care oamenii le au, că le citesc, le băgăm în seamă, le analizăm și le răspundem. Că s-a apucat primarul să asfalteze deși nu avea contractul de finanțare încă semnat. Dar este fals acest. Bun, acum idee. Dacă vă, într-adevăr trebuie să țineți cont însă în rețelele de socializare, știți că Umberto Eco spunea că tragedia internetului e că l-a transformat pe prostul satului în purtător de cuvânt. Dacă te uiți în rețelele de socializare, acolo unde toată lumea își permite orice, acolo unde poți să scrii orice, fără niciun argument, fără să te întrebe cineva de ce ai scris, nu ajungeți niciunde. Făcând o paranteză, în jurăturile nu le iau în considerare, nu le citesc. Citesc doar ceea ce într-adevăr scrie și în ceea ce este de luat în considerare. Deci vreau să vă spun că noi această lucrare am licitat-o încă de anul trecut. Ea s-a făcut, ceea ce am reușit noi să facem anul trecut și ceea ce am făcut până astăzi și astăzi și săptămâna viitoare s-a făcut din banii primăriei municipiului Lupeni.
suspendi pe buget propriu. Dar noi vom recupera toți acești bani în urma contractului pe care l-am semnat, îi vom recupera înapoi de la fonduri europene. Deci nu a fost o chestie în care primarul a dat drumul la o lucrare și nu avea fondurile asigurate. Noi și pentru acest an tot ceea ce avem prins este prins în bugetul local în acest moment. Deci noi vom reuși să recuperăm de la fonduri europene acești bani. Într-adevăr, a durat undeva la 3 luni de zile până am reușit să turnăm, cum astăzi bine se vede aici, primul strat de asfalt pe o anumită porțiune. Vom reuși în 2 zile, dacă vremea ne permite, să turnăm această primă strată pe toată suprafața pe care noi o avem în lucru. Dar de ce a durat așa de mult? Trebuie să le spunem oamenilor că în urma unei licitații pe care APA Serv a avut-o, unde partener este primăria municipiului Lupeni, s-a câștigat o licitație de către o anumită firmă din regiunea noastră. Și ei au avut această înlucrarea pe care dânsii o au, au două traversări de apă și de canal. Undeva o țeavă la 800 de centimetri, două țevi foarte mari, și eu am gândit și cred că am gândit foarte corect și foarte normal că nu este potrivit ca în momentul în care noi astăzi să asfaltăm acest drum, după o lună de zile sau după două luni de zile, el să fie din nou tăiat de firma de canalizare și să introducă cele două conducte. Noi am așteptat ca firma să-și poată intra în rin, să-și deschidă șantierul, să facă aceste lucruri pentru a putea să dea drumul și să fie prioritar pentru ei, fiindcă de a început lucrările doar pentru aceste două traversări. Încă n-au început lucrarea amplă pe care o am în municipiul Lupeni. Deci ei s-au grăbit cât au putut de repede, în urma contractului semnat fiind pe fonduri europene, a durat o anumită procedură. Noi nu am știut de faptul acesta că sunt cele două traversări prinse în proiectul lor și a trebuit să așteptăm o lună de zile cam din cauza lor, cum s-ar spune. Sunt imagini surprinse în urmă cu puțină vreme de colegii mei în municipiul Lupeni, acolo unde a început asfaltarea acelei porțiuni de pe drumul național 66A, intrarea dinspre municipiul Vulcan, o porțiune care iacătă beneficiază acum de covor asfaltic. Cât este valoarea lucrării? Păi, de la fonduri europene am reușit să accesăm 70 de miliarde de lei, dar în acești bani mai intră și alte lucrări care trebuie să fie făcute de-a lungul timpului. Tot de asfaltare. Tot de asfaltare și avem o bandă dedicată pentru autobuz, avem anumite lucruri care mai intră în acest... Deci este un proiect amplu. Este un proiect mai amplu, într-adevăr, unde avem și consultanță, avem mai multe lucruri de genul acesta. Noi aici vreau să pot în evenț și faptul că am schimbat și toate bordurile pe această porțiune. Numai acest lucru a durat o lună de zile. Nu putem să le facem toate cu o baghetă magică, să reușim peste noapte să asfaltăm, fiindcă nu este uman, nu este posibil. Și aici au lucrat 3 firme diferite. Adică o firmă o avem pe un alt contract, pe un contract al Guvernului României, pe PNDL, ei au schimbat toate bordurile și a durat o lună de zile până s-au organizat și dânsii, până au venit, nu au oameni cu cine să lucreze. A trebuit să iau o echipă, dacă nu mă înșel, de la Sălașul, de sus, a adus-o aici pentru a putea să finalizeze bordurile pe care le avem. Altă firmă se ocupă de asfalt și altă firmă s-a ocupat de aceste traversări. Mai erau discuții că vreau să grăbesc lucrarea, dacă o făceam înainte de alegeri, cum ziceau unii. Deci eu îmi doresc să avem o lucrare cât chiar din acest punct de vedere a picat. Asta cum este. Nu putea fi mai prost. Ne-am asumat lucrul acesta, am zis că decât să grăbim lucrurile, mai bine facem mai încet, să prindem vreme. Și ploile au fost foarte mari în ultima perioadă de timp, adică nu putem, dacă asfaltam pe o vreme care nu era potrivită operațiunii de asfaltare, eram iarăși blamați de alții. Dacă stăm, iară nu este bine. Noi încercăm să facem în așa fel încât să-i mulțumim. Într-adevăr, a existat un disconfort mare a cetățenilor. Pe această cale vreau să le spun că nu ne cerem scuze de disconfort, dar nu avem ce să facem în situațiile în care se lucrează și avem un șantier deschis. Păcar că nu am avut o zonă în care să fie ocolitoare, să putem devia timp de o lună de zile și atunci lucrările puteau să fie și mult mai rapide, poate, și puteau să fie mult mai repede făcute. Dar concluzia este că am reușit și aici vreau să scot în evidență faptul că, în primul rând, atragem fonduri europene. Acesta este lucrul cel mai important pentru mine, că reușim să atragem fonduri europene și nu puține, ci destul de multe pentru o comunitate așa mică cum este, să spunem, Lupeniu, comparativ la alte orașe foarte mari din România, și este îmbucurător faptul că lucrările trebuie să fie făcute mult, mult mai bine și de calitate pentru a nu avea probleme ani de zile. Nu este normal să investim astăzi în drum și peste 2 săptămâni sau peste o lună să fi tăiat acest drum pentru a pune acele două conducte de apă și de canal pe care noi le
am avut în municipiul Luperi. Acum este clar că pe acest drum nu se va mai interveni. Deci nimeni nu mai trebuie să intervină cu alte spărturi. Asta mă refer la 10 ani de zile. Deci am făcut o chestiune mult mai sigură pentru oameni, pentru a putea să păstrăm ceea ce avem. Că acesta este lucrul cel mai important, să reușim să păstrăm lucrurile pe care le avem și să le facem de calitate. Fiindcă calitatea reprezintă succesul în viitor și așa putem să facem și economii mai multe de bani, că decât să reparăm ceea ce facem anul acesta, mai bine construim altceva anul viitor și anul viitor să reușim să facem o altă stradă. Și tot așa, scopul meu, am spus, va fi acela de a asfalta toate străzile din municipiul Luperi. Și acum avem cel mai amplu proiect, lucrăm la un proiect foarte mare și foarte îndrăzneț, unde vom scoate la licitație undeva la 20 de kilometri de drumuri în municipiul Luperi și undeva la 4-5 hectare de parcări în municipiul Luperi. Deci se lucrează la acest proiect, acum facem măsurătorile, facem ridicările topo, facem analizele, proiectantul lucrează, găsește soluții pentru fiecare stradă în parte, fiecare stradă am solicitat să fie din punct de vedere geo verificată în mod deosebit, fiindcă un constructor se eschivează la un moment dat și spune că el nu știe ce a fost de dedesubt dacă studiul geo nu este unul foarte bun. Adică structura de dedesubt trebuie să fie una corespunzătoare și dacă nu e corespunzătoare, trebuie să luăm în considerare faptul că trebuie să o schimbăm pentru a putea să fie cât mai bine făcută. Deci avem cel mai mare proiect care există în municipiul Luperi și care a existat vreodată. Să asfaltăm în jur de 22 de kilometri, tot ce înseamnă străzi lăturalnice, tot ce înseamnă cartiere care încă nu au fost atinse de asfalt și nu au fost, să spunem, modernizate din punct de vedere al bordurilor și al asfaltului. Și eu îmi doresc ca prin luna iulie la sfârșit, cel târziu, să scoatem la licitație această lucrare mare, care va dura undeva la 3 ani de zile. Și cu această lucrare ne dorim să reușim să finalizăm tot ceea ce înseamnă asfalt în municipiul Luperi, inclusiv străzi lăturalnice, inclusiv cartiere, inclusiv parcări, inclusiv parcuri, inclusiv tot ce înseamnă asfalt, să încheiem odată cu el și să trecem la următorul nivel. Ca și primar, trebuie într-adevăr să reușești să repară toate drumurile, să faci toate aleile, dar nu trebuie să ne oprim aici. Și ideea primarului trebuie să fie undeva mult mai înainte, de a încerca să vedem și în viitor ceea ce putem să facem și ceea ce este important pentru a aduce în primul rând venituri orașului și pentru a putea să mai facem lucrări noi în zonele pe care le avem. Facem o scurtă pauză publicitară, revenim doamnelor și domnilor, primarul municipiului Luperi, domnul Lucian Rezmeriță, mai avem apoi 15-20 de minute în care vom lua și telefoane, vom sta de vorbă cu dumneavoastră. Publicitate, revenim. (0254-542-222) doamnelor și domnilor, vin deja foarte multe întrebări și din online, emisiunea transmițându-se live și pe pagina de Facebook Mondo TV. Ce se întâmplă cu parcările în straja? Sunt oameni care întreabă dacă vor fi suplimentate, dacă vor fi suficiente. Cu siguranță nu. Referitor la parcări, am un proiect foarte îndrăzneț. Acum doar suntem la discuții cu Guvernul României și avem un proiect foarte îndrăzneț. S-a deschis o linie de finanțare, se numește Fondul Național de Investiții. Fondul Național de Investiții face în așa fel încât primăriilor care au proiecte viabile să reușească să facă cum ar veni un mic împrumut de la ei pentru a putea să realizeze niște obiective mari. Cum am gândit noi împreună cu Consiliul Local, am discutat împreună cu domnul senator, împreună cu unii, ne-am dorit să facem în așa fel încât să avem o parcare undeva la 1000 de locuri în zona agrementului. Ne-am dorit să avem de acolo 4-5 autobuze la 30-35 de locuri pentru a-i duce pe turiști până stațiunea Straja. Și acolo noi avem o cabană veche, cabana veche pe care noi o avem de ani de zile și care momentan nu este în o stare prea bună de funcționare. Și acolo am dorit să atragem fonduri pentru a avea o bază sportivă de schi.
să fim o bază sportivă națională care să facă cantonamente cu ei, să facă toate aceste lucruri. Și din toți banii pe care noi i-am strânge de la parcări, de la transport și de la acest club pe care ni l-am dorit, clubul de schi, să reușim să plătim acest credit pe care noi am dorit să îl luăm în momentul în care ar fi posibil acest lucru. Momentan am trimis o adresă către cei care se ocupă de Fondul Național de Investiții, așteptăm răspunsul lor, le-am spus exact ceea ce dorim să facem, parcare, autobuze și să avem acest complex sportiv în stațiunea Straja, așteptăm un răspuns din partea lor. Am colaborat aici și cu Consiliul Județean, avem un sprijin și din partea lor, deoarece doresc să acceseze niște bani inclusiv pentru drum care duce de jos până sus, să reușim să facem acest parapet pe care astăzi nu-i avem și mai cade o piatră, mai cade anumite zone din stâncile respective, din ceea ce noi avem acolo, dar scopul nostru normal că este să avem ordine la parcări. Deci este dorința mea maximă, cea mai mare dorință a mea în acest moment este să avem ordine la parcările din stațiunea Straja, deoarece în momentul în care ai 1000 de mașini care sunt efectiv în parcare și îți mai vin încă 3-400 și pleacă ceilalți, se creează un blocaj destul de mare la momentul respectiv. Anul trecut nu am avut pentru prima dată probleme din punct de vedere al blocajului la parcări, deoarece am reușit să facem anul trecut undeva la 250 de parcări în plus față de ce a existat în anul celălalt. Dar, într-adevăr, parcările sunt și în acest moment. Sunt pietruite, unele, piatra se mai duce, mai apare nămolul, apare disconfortul, zăpada îngheață, se mai dezgheață, se creează acea zonă destul de inconfortabilă, într-adevăr, pentru oameni. Recunoaștem, dar în acest moment parcările din stațiunea asta se întind pe o suprafață de 2 hectare. Deci noi acum pe 2 hectare... Deci câte locuri de parcare aveți, aproximativ? Păi în partea de jos avem cam 800 și în partea de sus, dacă este curățată zăpada foarte, foarte bine, 350-400. Cine trebuie să curețe zăpada? Păi a nins anul trecut foarte mult. Nu, era imposibil să poată să rezolve această problemă, că sunt 200 de mașini care se află sus, în stațiunea Straja, ninge de un metru. Nu se poate băga o mașină printre mașini ca să poată să dezăpezească. Deci nu este imposibil din punct de vedere uman acest lucru. Deci, practic, această parcare nu poate fi folosită la capacitate maximă întotdeauna. Dacă ninge deci, foarte tare. Aveți undeva la 1100 de locuri de parcare în Straja. 1100 de locuri de parcare, da. 1100 de locuri de parcare în acest moment. Tot mai sunt necesare. Tot mai sunt. Deci, jos, în agrement, avem pe 2 hectare întinse aceste parcări. Și sus, pe o suprafață de un hectar, o jumătate de hectar, un hectar. Încercăm să le îmbunătățim anul acesta prin faptul că o să achiziționăm niște piatră, vă seama, la suprafața aceasta mare cât e, o să achiziționăm niște piatră și o să încercăm să mai îmbunătățim condițiile pentru a nu mai avea acest disconfort care a existat anul trecut. Dar singura variantă care există în stațiunea Straja momentan ca să avem un randament și noi al telegondolei și al transportului foarte eficientă și foarte modernă, cum trebuie să fie, este în partea de jos, la agrement, să avem o parcare foarte mare de 1000 de locuri care să fie acoperită, să fie supraetajată, să avem toate condițiile pentru a nu ne pierde nici din spațiul de jos de la agrement. Că pe degeaba asfaltăm noi jos la agrement toate aceste 2 hectare, fiindcă eu atunci îmi pierd orice posibilitate a unui investitor de a veni și de a ne solicita 3.000-5.000 de metri pentru a face un lucru mai mare pe care mi-l doresc, adică un hotel. Adică eu fac, am două, primăria are 2 hectare de teren disponibil în acest moment la agrement și să fac din toate parcări la nivelul zero ar fi o chestiune prin care aș pierde foarte mult din terenul pe care noi îl avem. Scopul nostru este acela de a avea o ordine multă mai mare. Am reușit să o facem față de ceea ce exista acum 3 ani de zile, acum 4 ani de zile, în care nu puteai să umbli în stațiune, nu puteai să scoți un copil în stațiunea asta. Te călca mașina, efectiv. Erau parcate 150 de mașini de la a doua barieră în sus în stațiunea Straja. Deci era mașină, lângă mașină nu putea un om să se plimbe liniștit în acele zone. O să găsim soluții astfel încât în timp să eficientizăm mult mai bine acest randament. Există posibilitatea asfaltării acestor parcări, pentru că spuneați că există probleme la momentul când ninge. Păi ar putea, noi am putea să le asfaltăm, poate nu totalitatea anul acesta, o parte anul acesta, o parte anul viitor, dar v-am spus, există o chestiune, atunci nu reușim să mai atragem alți investitori care ar putea să facă un hotel la greme pe care ni-l dorim. Adică nu poți da la parcare asfaltată să-și facă hotel pe ea. Trebuie să-i dau o zonă în care să-și aranjeze așa cum vede proiectantul și arhitect
arhitectul, arhitectul dânsului. Dar vreau să scot în evidență un alt aspect. Stațiunea Straja anul acesta ne-a adus încasări la primărie de 500.000 de euro. Pe lângă acest fapt, au fost în jur de 800-1000 de oameni care au beneficiat timp de 3 luni de zile sau 4 luni de zile de un salariu din stațiunea Straja. Au fost cabane care toate au ieșit pe un plus, cum nu au mai ieșit niciodată. Sigur, unii fiscalizând, alții nefiscalizând, aici pentru că și aici este o discuție. Vedem cum în foarte multe medii se vorbește despre stârpirea corupției. Dacă te duci în salonul de machiaj, dacă te duci la munte, dacă te duci la cofetărie, dacă te duci la piață, toată lumea, oamenii politici fură, oamenii politici trebuie închiși. Dar când cer bonul și nu-ți dau, că nu la frizerie, când ceri bonul la piață, când ceri bonul la cabană și nu ți se dă. Și aici este o problemă, să știți, în zona fiscalizării. În stațiunea Straja, la un moment dat, a existat un control care s-a dovedit a fi unul inutil și abuziv. Însă, ar trebui și acolo oamenii să înțeleagă, s-a investit foarte mult în Straja, autoritățile publice locale, Guvernul României au investit bani. Asta pe lângă investițiile făcute de privați. Într-adevăr, cum a spus bine dumneavoastră, fiecare bon contează în viața de zi cu zi. Chit că te duci la piață și cumperi nu știu ce, fie că te duci la frizerie, fie că te duci la stomatologie. Fiecare fie leu. Fiecare leu contează și atunci când ai avea o țară corectă din punctul acesta de vedere, să spunem, atunci gândiți-vă am putea vorbi ce altfel. Ce înseamnă evaziunea fiscală la produsele de panificație. Panificație, pâinea fiind un aliment de larg consum, de zi consum zi. Zilnic. Gândiți-vă ce înseamnă evaziunea fiscală la fructe și legume, fructele și legumele fiind consumate la fel, zi de zi. Un aliment consumat la transportul zi de zi. Comun, la cei transportul care fac transportul comun. Și așa mai departe. Sunt cifre impresionante, doamnelor și domnilor, și dacă veți cădea în capcana să spuneți că nu aici sunt banii, să știți că și acolo sunt banii. Evident, asta pe lângă jaful național orchestrat din structurile superioare ale statului. Dar și aici sunt banii și dacă vrem o țară ca afară, dacă vrem o țară corectă, haideți să fim și noi corecți. Și sunt domenii, lucrăm sunt legal. Servicii în care cine, de câte ori ați luat bon, nu știu unde vă tundeți. Da, nu cred că ați luat de foarte multe ori. De doamna, de fiecare dată de bon când mă duc. Cu siguranță, sunteți cum se cade, nu vreți să-i creați probleme, doamne. Dar sunt acest soi de servicii unde vreau să vă spun există probleme. Avem un telefon, spuneți-l repede. În stațiunea Straja, cam 30-35% din banii care au venit pe aceste vouchere de vacanță. Și atunci oamenii au fost obligați, practic, să-și facă repede câte un PFA, câte să se înscrie la finanțe pentru a putea să ia acele vouchere. Fiindcă dacă nu ai firmă, nu poți beneficia de vouchere. Și vă zic, în stațiunea Straja, undeva la 35% din încasări au venit pe voucherele pe care guvernul PSD le-a gândit și le-a dat celor care lucrează la stat. Și este un lucru îmbucurător. Bună seara! Bună seara! Hristos s-a înălțat! Adevărat care vință. Da, vă ascultăm. Am și eu să pun și o întrebare domnului primar. Vă ascult. Domnul primar, dar noi acum cu inundațiile astea, cu ploile astea, cu vijeliile astea, ne-a zburat tiglele de pe casă. Și aș vrea să știu dacă mi se ajută cu ceva. Spuneți-mi unde stați. Sunt la casă, cade tavane în jos, suntem 6 inși în casă, într-o casă. 2 copii mici și ne cade tavanul și s-au lăsat tavanele în jos. Știți ce vă rog eu? Spuneți-mi unde stați, pe ce stradă și la ce număr. Pandurilor, în strada 13, numărul 81, în Ștefan. Pandurilor, numărul cât? 81. Strada 81. Am o indemnizație de handicap, cu soțul meu lucrat până în 14 în preaviz și numai cu indemnizația aia nu ne putem descurca.
Am înțeles, doamnă. Altă întrebare ați mai avea? Altă întrebare nu mai am. Asta vreau să știu dacă se poate rezolva, să mă ajutați cu ceva, să putem acoperi casa, că ne cade tavanul în cap. Și avem doi copii mici, unul de 2 ani și unul de 5 ani. Am înțeles. Mulțumesc mult de întrebare. Noi am trimis într-adevăr o echipă a primăriei ca să analizeze toate aceste pagube care au existat. Să știți, am avut o perioadă foarte grea municipiului din punct de vedere al inundațiilor. Și interesant este că tot ceea ce am reușit să facem pe un proiect anterior, acum 3 ani de zile, adică raiele respective și drumurile, nu au fost afectate acum deloc. Acum au fost afectate cu totul alte zone pe care le avem în municipiul Lupe. Am avut o echipă care s-a cam dus la toate casele care credem noi că au fost afectate la momentul respectiv. Încercăm să ajutăm cât se poate din punct de vedere legal. Deci nu putem să facem altceva decât să ajutăm legal, așa cum putem fiecare familie. Am reușit pe aici, pe acolo, să mai ajutăm anumite case, anumiți oameni care au fost, într-adevăr, să știți, grav afectați. Au avut apă în casă de un metru, de un metru jumătate. Adică la ora 12, 2, 3 noaptea să vezi familia cu copilul în brațe afară, copilul de un an, de 2 ani de zile, este un lucru de știți, de foarte, foarte dureros este un lucru. Și noi încercăm să luăm măsuri astfel încât să rezolvăm aceste probleme. Pe degeaba avem o chestiune de moment astăzi și scoatem apa cu pompe și rezolvăm pe când la următoarea ploaie se va întâmpla același lucru. Acum am avut o comisie de la Consiliul Județean, de la Prefectură, de la Minister. Am făcut analize, le-am solicitat o anumită sumă de bani pe care ne dorim să o primim de la Guvernul României din fondurile de rezervă. Sperăm să obținem aceste lucruri pentru a rezolva problema. Asta este important, să rezolvăm problema. Așa cum acum 3 ani de zile sau când au fost acele inundații, am reușit să rezolvăm problemele și astăzi nu mai avem discuții despre inundațiile în zonele respective. Acum sunt alte zone. Au fost niște ploi foarte mari. A plouat undeva la 70-80 de litri pe metru pătrat. O chestiune de record, să zicem așa. Adică nu te poți spune cu vremea. Stăteam de multe ori și mă întrebam. Într-un interval foarte scurt, foarte scurt de timp. Mă întrebam de multe ori acum cu acest... A fost un dezastru efectiv s-a întâmplat în municipiul Lupe. Mă gândeam iarna când aveam acele zăpezi de jumătate de metru și erau parcările, să spunem, pline cu zăpadă și toți consideram că acela este marele dezastru, că nu puteam să mergem la școală sau la muncă cu mașina. Dar puteam în schimb să mergem pe jos, că mai era zăpadă pe trotuar, că nu mai era zăpadă. Pentru noi, acel moment reprezenta cel mai dezastros lucru care se putea întâmpla. Dar nu se compară cu ceea ce poate să facă apa, uitați-vă în ziua de astăzi. Indiscutabil, fiecare dintre aceste calamități au o fațetă nefastă pentru cei care trec prin astfel și interesant că oamenii au ieșit săraci afară, au pus mâna, au lucrat. Noi am avut undeva la 10-12 echipe de la ISU, am avut noi undeva la 3-4 echipe din partea primăriei, dar s-a lucrat pe 15 puncte și noi aveam 30-35 de puncte care erau afectate în același timp. Fiecare om e normal să considere că problema lui este cea mai gravă și cea mai importantă. Dar chiar eram la casa unor oameni și stăteam cu ei de vorbă și am primit un telefon că murise un om din cauza faptului că beciul respectiv a crescut nivelul apei, el lucra, făcea ceva în beci, a crescut nivelul apei, a intrat apa în cizme și a fost electrocutat. Și chiar au auzit familia respective ce nenorocire a fost. Și mi-au spus oamenii, domn primar, mergeți acolo, că să știți, e mult mai gravă situația. Înțelegem și noi avem de cazuri, dar mergeți acolo și rezolvați acolo mai repede situația, dacă se poate, să nu se întâmple un scurt circuit pe tot blocul, că era posibilitatea aceasta. Lucra la sistemul de energie electrică, lucra pe acolo, pe la fire și era posibilitatea să se întâmplă nenorocire în tot blocul respectiv. Adică putea să puște efectiv în casele oamenilor, să inverseze nulul, să ajungă pe instalațiile în casă și pușca totul acolo, vă dați seama. A fost momente foarte grele. Am reușit cât de cât să ieșim din ele. Am mai reparat pe aici, pe acolo câteva, dar e foarte, foarte mult și avem totuși o echipă la primărie insuficientă pentru astfel de situații. Să putem să reparăm 20 de kilometri cât s-au fost afectați, să putem să îi reparăm în 2 săptămâni. Deci este imposibil. Dar facem eforturi, avem excavatoare în fiecare zi, avem pe fiecare punct în parte, avem echipe care lucrează. Chiar vreau să vă spun că pe o stradă, strada Independenței, unde acolo există foarte mulți oameni de bine și au lucrat și ei, am dat și noi 4-5 oameni, un excavator să lucreze. Când și-au reparat drumul, acum 2 zile sau 3 zile a venit iară o vitură și le-a stricat din nou drumul la săracii oameni.
sunt, trebuie să încercăm să facem așa fel încât să deviem apele și acest lucru se poate face prin rigole foarte bune la care lucrăm și astăzi. Astăzi mai avem în lucru încă rigole pe anumite străzi, pe 9 mai, avem pe Codul, o să încercăm din nou pe niște străzi care au avut aceste probleme să introducem aceste ape pluviale pentru a putea să fie deviate. Deci ținem cont de tot ceea ce ne solicită cetățenii, este normal să fim alături, fiindcă ei trăiesc niște momente grele, n-au dormit poate 2-3 zile în casele lor, că aveau canapelele și totul în casă l-aveau dezastru. Am luat legătura cu ei dacă doresc să-i ajutăm din punct de vedere al cazării, adică să-i ducem la maternitate sau unde mai avem noi posibilitățile aceștia. Au refuzat și au mers la diferite neamuri, la diferite rude, la diferiți oameni. Cei de la asigurări, acum să știți că sunt disperați, ne tot solicită și nouă documente, ne solicită fel și fel de chestiuni, că trebuie să le plătească la oamenii care au avut asigurări. La momentul când încasează, nu sunt disperați cei de la asigurări. Tocmai asta este chestiunea. Problema e cu momentul plăților. Ultimul telefon de astăzi, suntem pe finalul întâlnirii cu primarul municipiului Lupeni, Lucian Rezmeriță. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Așa să-i pun la domnului primar o mică întrebare. Vă ascult cu drag! Stau în cartierul Bărbăteni. Da. La blocul 49, scara 3-a, nu s-a pus nicio bancă. La blocul 33, unde este cofetăria, la o singură scară s-a pus 4 bănci. Bun. Păi e posibil. Balem una să ne monteze și nouă. O să vă rezolvăm problema într-o săptămână, maxim o săptămână jumătate, deoarece firma care se ocupă de aceste lucruri este dintr-un alt oraș și nu are programat încă să vină aici. Dar nu știu cum a fost omis acest lucru, o să verificăm și o să vă zic acum ferm că o să rezolvăm problema în maxim o săptămână jumătate. Da, o să aveți nu o bancă, o să aveți două bănci acolo și pe stânga și pe dreapta. La noi suntem o scară de pensionari. Da, v-am spus că și o să rezolvăm. Stăm cu pe bordură și pe scara blocului. Aveți mare dreptate. Mulțumesc mult de întrebare. Cum ați văzut în cartierul Bărbăteni, am reușit să punem cam aproape la fiecare scară care am avut. Cred că au omis-o, dar o să rezolvăm în cel mai scurt timp, o să rezolvăm și problema aceasta a dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne-ați acolo informat și că știm aceste lucruri. Au pus 4 bănci. Da, e clar, într-o săptămână jumătate, cel mult e rezolvat. Înțeleg că veți rezolva. Poate au fost solicitări acolo, dacă s-au pus 4 bani, înseamnă că poate au fost solicitări din partea cetățenilor. Cine știe, veți verifica. Noi am răspuns tuturor solicitărilor pe care le-am avut din partea oamenilor. Noi avem un dosar referitor la acest capitol, la bănci. Avem un dosar unde avem 10, 20, 50, 100 de file. Și acolo, când avem posibilitatea și când putem, bineînțeles că rezolvăm aceste lucruri. Poate nu a făcut scara respectivă, poate nu a făcut o astfel de solicitare. Dar să fiți convinși că în urma discuției de astăzi o să rezolvăm foarte repede și problema dumneavoastră. Dacă nu se rezolvă, să ne sunați, să ne informați. Vă mulțumesc pentru participarea la această discuție. Asta a fost totul, doamnelor și domnilor. Primarul municipiului Lupeni, domnul Lucian Rezmeriță. Ne întâlnim mâine tot pe la 16 și tot aici la Mondo TV. Seară liniștită! Thank you.